What I'm going to talk about tonight is nothing new. You all know this subject. Nu am de gând astăzi să vă spun ceva nou. Toți știți foarte bine ce am de gând să spun. And so your ears are not going to hear anything new. N-o să auziți ceva nou cu urechile voastre. But it's my prayer that the Spirit of God speaks to all of us. Dar e rugăciunea mea ca Duhul Sfânt să ne miște pe fiecare dintre noi, să ne vorbească în inimile noastre. A little over 2 years ago, there was a Wednesday night Bible study. What? Wednesday night? Wednesday night Bible study. Okay. Acum 2 ani în urmă aveam un studiu biblic miercurea seara. It was in a church of black people in the south. Era într-o biserică a unor negri în sud. And about 14 people were at that Bible study. Și la studiul ăsta biblic erau cam 14 participanți. And it was in the church. Și se desfășura chiar într-o clădire a unei biserici. And a 21-year-old white man came to visit that Bible study. Și a venit în vizită un bărbat de 21 de ani alb. I'm sure the people in that church were excited that this young man had come. Și sunt sigur că oamenii din biserică erau entuziasmați că cineva a venit nou. And he sat very quietly and said nothing for the first hour. A stat liniștit, n-a spus nimic prima oră. But at the beginning of the second hour, something happened. La începutul celei de-a doua ore s-a întâmplat ceva. He pulled out a gun and began to shoot the people in the Bible study. A scos o armă și a început să îi împuște pe rând. When the shooting was done, 11 of them were dead. Când a terminat de tras sau când a fost întrerupt, 11 dintre ei erau morți. And in our country, when a white person kills black people, the political sensitivities are enormous. La noi în țară, când un alb omoară negri, sensibilitățile politice explodează. So imagine being in your small group and a visitor comes and pulls out a gun and 2/3 of the group are now dead. Gândiți-vă că la grupul vostru ar veni cineva, un vizitator, și ar împușca 3/4 dintre voi. This happened in our country a little over 2 years ago. S-a întâmplat la noi în țară acum 2 ani. The police came. A venit poliția. He was arrested. A fost arestat. And he was taken to jail. Și trimis la închisoare. About 2 days later, the people from the media, the press, began to talk to the family members. Cam la 2 zile după incident, presa, media, a început să se apropie de membrii familiilor. The mothers, the fathers. Tații și mamele. The children, the sisters. Copiii, surorile. And many of the family members were interviewed by television reporters. Și foarte mulți dintre membrii familiilor au fost intervievați de reporteri. And every family member that was interviewed said words like this. Și fiecare om intervievat, membrul al familiei, a spus ceva de genul ăsta. Our family forgives this young man who killed my mother. Familia noastră îl iartă pe cel care ne-a împușcat. I forgive this young man who killed my wife. Îl iert pe cel care mi-a împușcat soția. My husband and I forgive this man, this white man who killed our daughter. Eu și soțul meu îl iertăm pe cel care ne-a împușcat fiica. 100% of the response was forgiveness for this terrible murder. 100% din răspunsuri au conținut afirmații de genul acesta. And the people in our country were more shocked about the forgiveness than they were even about the terrible murders. Și oamenii din țară au fost mai mult șocați de această iertare decât de crima în sine. I remember a well-known television reporter showing a video clip of a family member forgiving. Mi-aduc aminte de un cunoscut om de media care a făcut un clip întreg cu oameni cu membrii familiilor spunând că iartă pe cel care le-a ucis rudele. And he said this. Și a spus așa. This was extraordinary. Lucrul ăsta este ieșit din comun. Everybody's surprised. Toată lumea este surprinsă. But I asked the question, was it extraordinary or was it ordinary?
Dar eu vă întreb, este extraordinar sau este sau ar trebui să fie obișnuit? Was it a surprise or expected? A fost cu adevărat o surpriză sau era un lucru de așteptat? Even President Obama made a statement. Chiar și președintele Obama a făcut o declarație. And he said, this is a faith that is unimaginable. Și a spus, asta este o credință care nu poate fi imaginată, nu poate fi concepută. Really? Chiar? People cannot imagine being bludgeoned by death and looking evil in the face and saying, I don't hold it against you. Oamenii nu își pot imagina să fii omorât în bătaie și în același timp să te uiți în ochii răului și să spui, nu te urăsc, te iert. Jesus not only imagined it, he expected it. Iisus nu numai că și-a imaginat lucrul ăsta, Iisus are așteptarea ca asta să fie o realitate. This kind of forgiveness is the standard of what it means to follow Jesus. Genul acesta de iertare este standardul pentru urmașii lui Hristos. It's the normal behavior in the kingdom of God. Este norma, este comportamentul așteptat normal în împărăția lui Dumnezeu. It's what is expected, it's what's commanded. Este ceea ce este așteptat, este ceea ce este poruncit. It's who we are. Este ceea ce ar trebui să ne definească, ceea ce suntem. To refuse to forgive, a refuza să ierți, to put it off, doar a băga sub preș, to put my hurt feelings above forgiveness, să pun sentimentele mele rănite deasupra iertării, să le fac mai importante ca acțiunea de a ierta. That is what is abnormal. Asta este ceea ce Hristos consideră anormal. Because it betrays who we say we are. Pentru că este contrar sau trădează ceea ce noi spunem că suntem. And in the eyes of Jesus, it's a spiritual outrage. Iar în ochii lui Hristos, aceasta este un fapt abominabil. And he condemns it. Și îl condamnă. And so we as a country, we saw evil at its worst, the killing of 11 people in a Bible study. Noi ca țară am văzut răul, am privit răul în față, ca un om să intre într-un grup și să împuște 11 oameni. An unthinkable, terrible action. Un lucru de neimaginat, teribil. And yet that week we also witnessed grace. Dar în aceeași săptămână am fost și martorii a ceea ce se numește și este har. And we ought not we should not think that it's unimaginable, but we should understand that it's the normal behavior of God's people. Și nu ar trebui să considerăm noi credincioși acest lucru ca fiind excepțional, ci ca fiind norma în împărăția lui Dumnezeu. And we ought to be witnesses of the same grace of forgiveness in our homes, in our families, in our church. Și noi ar trebui să fim cei care să ne comportăm astfel în casele noastre, în familia noastră, în biserică. There's a prayer that's the most famous prayer of all history. Este o rugăciune care este cea mai faimoasă rugăciune din toată istoria. You know this prayer. O știți. Jesus taught it. Domnul Iisus ne-a învățat. We call it the Lord's Prayer. Noi o numim rugăciunea Tatăl nostru, rugăciunea domnească. And right in the middle of that prayer is forgiveness. Și chiar în centrul acestei rugăciuni avem iertarea. God forgive us as we forgive others. Și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. So we shouldn't be shocked when we see the people of God forgiving. Așa că n-ar trebui să fim șocați, mirați când vedem oamenii lui Dumnezeu, urmașii lui Hristos iertând. No matter how wicked the behavior has taken place. Indiferent de cât de hidos e răul pe care trebuie să-l privească în față. But we ought to be shocked when we
when we witness a follower of Christ refusing to forgive. Ar trebui însă să fim profund șocați când un urmaș al lui Hristos refuză să ierte. We ought to be shocked when we encounter a follower of Christ who harbors bitterness and unforgiveness. Ar trebui să fim șocați când am întâlnit un urmaș al lui Hristos a cărui inimă a fost cuprinsă de amărăciune și împietrită. Jesus told a story. Hristos a spus o parabolă. About forgiveness. Da? He was having a conversations with the disciples about forgiveness. Avea o discuție, o conversație cu ucenicii legat de iertare. Peter thought he understood. Petru a crezut că a înțeles. And so he said, "Lord, do I forgive 7 times?" Și a întrebat, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu, de 7 ori? We could imagine how proud Peter was of thinking that he could forgive that many times. Vă dați seama ce mândru era Petru ridicând ștacheta la 7 ori. And yet most of you know the response that Jesus had. Și cred că a fost șocat de răspunsul pe care a dat Domnul, da? Not 7. Nu de 7 ori. But 7 times 70. Ci de 70 de ori câte 7. And then he immediately told this story that my brother's going to read. Și apoi imediat Domnul Iisus spune următoarea pildă. From 21, yes? Please. Including Peter's... No, start 22. 22. 23. Okay. Citesc din Matei, de la capitolul 18, de la versetul 23. De aceea împărăția cerurilor se aseamănă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni. Fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să plătească datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator 100 de lei. A pus mâna pe el și îl strângea de gât, zicând, plătește-mi că mi-ești dator, plătește-mi ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiește-mă și îți voi plăti. Dar el n-a vrut, ci s-a dus și l-a aruncat în temniță, până va plăti datoria. Când au văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-au întristat foarte mult. Și s-au dus de-au spus stăpânului lor toate cele petrecute. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acesta și i-a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. This master is collecting his debts. Acest stăpân and he comes across a servant who owes an enormous amount of money. Își face socoteala datornicilor și dă de unul care e în capul listei și îi datorează o sumă imensă. Now when you and I read this, it's hard to understand the quantity of this money. Și când citim așa în repezeală, la repezeală nu ne dăm seama suma, cât datora. Because this currency is no longer used. Pentru că banii de care vorbește aici Hristos nu mai sunt acum în uz. But it is an enormous amount. Dar este o sumă imensă. Bible scholars that have tried to figure out how much this is. Cercetătorii scripturii au încercat să aproximeze. And their best estimate, it is worth 200,000 years of salary. Estimarea lor cea mai bună ar fi cam 200.000 de ani de salariu zilnic. So you know how much you make in one year? Deci cam cât faci într-un an? Multiply that by 200,000. Înmulțit cu 200.000. It's an amount that could buy the Apple company.
S-ar putea să fie o sumă cu care să-ți permită să cumperi compania Apple. With money left over to buy Samsung. Și cu ce a rămas să mai cumperi și Samsung. An enormous amount. Enorm. So he's going to throw him in jail with his family. Așa că le-a zis, gata, îl la închisoare cu voi. And the man gets down on his knees and says, have mercy on me, forgive me. Ok, și omul s-a aruncat la picioarele stăpânului și a zis, ai milă, iartă-mă, îți... And he pleads for mercy. Cere îndurare. And something amazing happens to the master. Și ceva se întâmplă cu stăpânul. He has pity and he forgives him. Îi e milă și îl iartă. All of this is forgiven. Toată datoria asta imensă este iertată. And the servant walks away free of debt. Și omul ăsta pleacă, nu numai că scapă de închisoare, dar este și iertat. You can imagine how joyful he is. Vă dați seama ce bucuros era? And he's on his way to his house to tell the good news to his wife and family. E pe drum spre familia lui să le anunțe că a fost iertat. But as he's going home, he comes across one of his servants. Și în timp ce merge spre casă, întâlnește pe un coleg de-al lui. And he remembers this servant owes him money. Și aduce aminte, ăsta îmi datorează bani. And again, we don't really understand how much money is owed because we don't understand the currency. Și aici, iarăși, suma ne joacă feste. But Bible scholars tell us it's one day's salary. Și oamenii care au studiat mai bine textul spun că e vorba de salariu pe o zi. And Jesus says that he grabs and starts to choke this servant. Yes. It's true. Yes. It's yes. True. I forgive you. Yeah. Așa. Și Domnul Iisus spune că l-a prins de gât, de grumaz. And this servant says the same thing. He gets down and says, have mercy on me. Don't throw me in jail. Și omul la face exact gestul făcut de celălalt, se aruncă la pământ și spune, ai milă, iartă-mă, o să-ți plătesc. Exactly the same words. Aceleași cuvinte. But this other servant says no. Dar omul ăsta spune nu. And he's going to throw him and his family in jail until all is paid. Așa că îl aruncă în închisoarea datornicilor. Now this wasn't done in private, it was done in public. E, tot ce s-a întâmplat aici nu s-a întâmplat în privat, ci s-a întâmplat în fața oamenilor, în public. And other people saw what was taking place. Și alții au văzut ce s-a întâmplat. And they knew about the first forgiveness. Și știau de prima iertare de care a beneficiat omul ăsta. And Jesus says they were outraged. Și Scriptura spune au fost șocați. They couldn't believe what they saw. Nu puteau să dea crezare ceea ce văd. This man who had been forgiven of this much could not forgive of this much. Omul ăsta care a fost iertat o sumă inimaginabilă n-a putut să ierte o fărâmă. What hypocrisy. Câtă ipocrizie. How evil. Ce urât, ce rău. And so they go running to the first master and they tell what they saw. Așa că fug la stăpânul care l-a iertat. And when he hears that, he is so angry. Și când îi relatează, el fierbe de mânie. And he grabs that servant and he throws him in jail. Pune mâna pe el și îl trimite de data asta în închisoare. The difference between these two sums is can be illustrated this way. Diferența între aceste două evenimente, da, poate fi sumarizată așa. If I had a grain of salt. Dacă aș avea între cele două sume, diferența ar fi dacă aș avea un grăunțe de sare, să zicem, da? You couldn't see it between my fingers because it's so small. N-ați putea să-l vedeți între degetele mele aici pentru că e prea mic. But trust me, there's a grain of salt here. Da, fiți sigur că adică aveți încredere că am acolo un grăunte un cristal mic de sare. That is what the second servant owed, the one day salary. Asta este cât datora al doilea slujitor. Now imagine how big 75 kilos of salt is. Gândiți-vă însă cât fac 75 de kilograme de sare. That's the amount the first asta e proporția între cât datora unul și cât datora celălalt. Almost infinite. E o proporție aproape infinită.
And the servant who received infinite forgiveness would refuse to forgive a tiny minuscule. Și cel care a primit o iertare infinită a refuzat să ofere o iertare minusculă. For those of you who have put your faith in Jesus, he has forgiven you. Știți, pentru aceia dintre voi care v-ați pus credința în Domnul Iisus Hristos. I don't know how you evaluate how much you were forgiven. El v-a iertat. Și nu știu cât de mult prețuiți, cât de mult evaluați, cât de mult v-a iertat. But I'll tell you how I evaluate the sin that's been forgiven in my life. Dar vă spun cum evaluez eu păcatul, cantitatea de păcate care a fost ștearsă din viața mea. I think I've shared this at one of the weekend retreats. Cred că v-am mai povestit asta în, și în ieșirile din peste weekenduri care le-am mai făcut. Now, imagine with me that I sin three times a day. Gândiți-vă de exemplu că eu aș păcătui de trei ori pe zi. Something I did. Ceva ce am făcut. Or said. Sau ceva ce am spus. Something that I should have done but didn't do. Ceva ce ar fi trebuit să fac, dar n-am făcut. I should have helped a person and I walked by them and ignored them. Ar fi trebuit să ajut pe cineva, dar i-am întors spatele. Or just an ungodly attitude in my heart. Sau ceva neevlavios în inima mea, în mine. Something I did against my wife. Ceva ce am făcut, de exemplu, împotriva soției mele. Three times a day. Imaginați-vă că am păcătuit de trei ori pe zi. Now to be authentic with you, I sin more than three times a day. Acum ca să fiu sincer și deschis cu voi, păcătuiesc de mai multe ori pe zi. But the mathematics works good with three times. Okay, sorry but. The mathematics works good with three times. Da, e mai ușor cu matematica asta dacă luăm de 3 ori pe zi. There's 365 days a year. Dacă iau de 3 ori pe zi, ori 360 de zile. 3 times a day. Cât face? In round figures, 1000 a year. Dacă 1000 what? 1000. 1000 sins a year. Yeah. Dacă le rotunjim așa pe an, cam 1000 de păcate pe an. Now again, I sin more than that, but it's a round number. Păcătuiesc mai mult decât atât, dar am rotunjit. I'm 67 years old. Am 67 de ani. That's 67,000 sins in my life. Asta ar spune că am cam 67,000 de păcate în viața mea. Now in reality it's probably 10 times that, but în realitate ar putea să fie de 10 ori mai mult, dar now if I were to type that out on my computer and print it out, dacă ar fi să le scriu pe calculator și să le tipăresc, the paper would go down this aisle to the back door and probably come back again. Probabil că ar trebui să întind aici hârtii până la ușa din capăt și înapoi. Some of you are younger and your list maybe is much shorter. Unii dintre voi sunteți mai tineri, așa că lista voastră poate e mai scurtă. But do the math in your life. Dar faceți matematica vieții voastre. It's a lot. Oricum e mult. And when we come to the cross of Jesus. Dar când venim la crucea lui Hristos, toată această listă e ștearsă. Totul e iertat. So I've been forgiven minimally 67,000 sins. Deci cel puțin Domnul mi-a iertat 67,000 de păcate. And you come to me tonight and you offend me. Și vii în seara asta și mă jignești. You say words that hurt me. Spui niște cuvinte care mă dor. And I hold on to that. Și eu țin la treaba asta. And I refuse to forgive you. Și refuz să te iert. What a hypocrite. Ce ipocrit. How evil of me. Cât de rău pot să fiu să fac asta? Because I've been forgiven of this much and refused to forgive this much. Pentru că am fost iertat o sumă imensă și refuz să iert un pic. When you and I, when we read this story, când tu și cu mine citim această pildă, I think the common response is, oh, we can't believe this servant who would do this. Probabil că zicem, e aproape de neînchipuit ca omul să facă așa ceva, ca primul slujitor să reacționeze așa. E de neconceput. And we judge him. Și îl judecăm. And we, how terrible. Și zicem, wow, ce teribil. And we probably say, I'm not like that. Și probabil ziceți, eu nu sunt așa. But if you hold unforgiveness in your heart, dar dacă tu nu dai iertare și ții mânia ta, ții jignirea și problemele în inima ta, Jesus would say, you are that servant. Iisus spune, tu ești exact în situația omului ăstuia. Because at the cross I forgave you of this much. Pentru că la cruce te-am iertat atât.
And you refuse to forgive of this much? Iar tu refuzi să ierți atât? How hypocritical. Cât de ipocrit ești. How offensive to the kingdom of God. Cât de mult ești împotriva valorilor împărăției lui Dumnezeu. Now I'd like to take some minutes and to talk about forgiveness because I've discovered or I've observed that many we have misconceptions about forgiveness. Vreau să iau câteva minute și să vorbesc despre iertare pentru că observ chiar în biserică multe păreri greșite despre ce înseamnă a ierta. First of all, forgiveness is not an option. În primul rând, iertarea nu e o opțiune. As followers of Jesus, we are commanded to forgive. Ca urmașa lui Hristos, ni se poruncește să iertăm. It's the teaching of this parable. Este învățătura din această parabolă. Colossians chapter 3 says, forgive as the Lord has forgiven you. Coloseni capitolul 3 spune, iertați și voi așa cum ați fost iertați de Domnul. Christians have public reputations. Și creștinii au o reputație publică. And I could go through Bucharest and ask people, what do you think of the people of Buna Vestire? Și aș putea să merg în București să întreb, ce crezi de oamenii care se strâng acolo la Buna Vestire? Or I could go in my own city and what do you think of the people of Living Word? Sau m-aș duce în orașul meu și aș spune, ce credeți de oamenii care se întâlnesc la biserica Living Word? Unde e fratele? We could do that with any church in the world. Și putea face asta cu orice biserică din lume. And there's probably not one church the people from the world would say, oh, those are the people who forgive. Dar din nefericire, s-ar putea să nu găsesc nicio biserică unde oamenii să spună, pe ăștia îi recunosc pentru că ăștia sunt oamenii care iartă. Those are the people of forgiveness. Ăștia sunt oamenii iertării. It ought to be understood that that is part of our core identity. Asta ar trebui să pricepem că este una din caracteristicile identității noastre, esența identității noastre. Now I know on Sunday morning we get together and we sing hallelujah, we've been forgiven. Știu că duminica dimineața ne întâlnim și cântăm aleluia, am fost iertat. And many of the songs we sing celebrate the forgiveness God has given us. Multe din cântecele care le cântăm celebrează iertarea care ne-a fost dată. But how rare forgiveness is. Dar cât de rar este iertarea în practică. But it's commanded. Nu uitați, e poruncită. It's not a choice. Nu e o opțiune. Okay. Secondly, it has nothing to do with how you feel. A doua idee care vreau să vă spun, iertarea nu are nimic de a face cu ceea ce tu simți. So frequently I've talked to people and they say, "Well, pastor, I just don't feel like I can forgive." De multe ori vorbesc cu oamenii și îmi spun, "Pastore, nu simt că îl pot ierta." Let me tell you a secret. Haideți să vă spun un secret. Forgiveness is not a feeling. Iertarea nu e un sentiment. It's a choice. Este o opțiune, este o decizie. It's a grateful act of obedience. Este un act de ascultare de Domnul. Thirdly, we need to understand that nobody deserves to be forgiven. Al treilea lucru. Noi trebuie să înțelegem că nimeni nu merită să fie iertat. So you offend me greatly. Mă jignești profund. And I know you've done it on purpose. Și știu că ai făcut-o intenționat. And many times I can get stuck thinking they don't deserve to be forgiven. De multe ori aș putea să mă blochez în ideea asta, nu merită să-l iert. Nobody deserves to be forgiven. Da. Nimeni de fapt nu merită să fie iertat. There was a moment many years ago where Jesus came into my life and he forgave me of all that I had done. A fost un moment în viața mea când Hristos a venit în viața mea și m-a iertat de tot ce făcusem. Did I deserve that? Am meritat? Of course not. Nu. What I deserved is to be sent to hell. Ceea ce aș fi meritat era iadul. But he forgave me. Dar m-a iertat. And so don't wait for the person who's hurt you or offended you to be worthy of that forgiveness. Nu aștepta ca omul care te-a jignit, da? Care ți-a făcut rău să fie vrednic să fie iertat. Because forgiveness is an action of grace. Pentru că iertarea este harul în acțiune. Fourthly, forgiveness begins with the words, "Forgive me." 4. Iertarea
Începe cu cuvintele iartă-mă. When you're asking forgiveness. Atunci când ceri iertare. When you're giving forgiveness, I forgive you. Și când acorzi iertare cu cuvintele te iert. So often even we Christians we feel uncomfortable, we say sorry. Și noi creștinii de multe ori ne simțim foarte puțin comozi cu a cere, ne simțim incomod cu a cere iertare și spunem îmi pare rău. Saying sorry it's not found in this book. Nu prea avem expresia asta în Scriptură. But the word forgiveness is all throughout the book. Dar iertarea și iartă-mă este prezentă mult în Scriptură. When I say I'm sorry, I'm communicating a certain feeling I have. Atunci când spun îmi pare rău, comunic de fapt un sentiment care l-am. When I ask forgiveness, I'm taking responsibility for the wrong that I have committed. Atunci când cer iertare, mi-asum responsabilitatea pentru un lucru rău care l-am făcut. And when somebody asks me to forgive them. Și când cineva îmi cere să îl iert. Many times I hear people say, "Oh, no problem." De multe ori aud oameni spunând, "Oh, ok, nu e nicio problemă." It's okay. It's okay. Because for all kinds of reasons we feel uncomfortable when somebody asks us to forgive. Și noi ne simțim jenați în momentul când cineva ne cere iertare. But please, if somebody asks forgiveness from you, humbly say, "Yes, I forgive you." Când cineva îți cere iertare, spuneți cu toată smerenia, "Da, te iert." Forgiveness says, "I'm not going to bring it up anymore. I'm going to it's going to be a dead issue." Știți, când ierți, iertarea spune, chestia asta care a fost între noi doi, n-o să mai aduc niciodată pe tapet. S-a dus pentru totdeauna. And so I don't remind you of what you've done to me. N-o să-ți aduc aminte ce mi-ai făcut. I don't tell others. N-o să spun altora. It's buried in the ground. E îngropată. And I don't hold it against you anymore. Nu te mai țin dator cu treaba asta. Forgiveness heals. Iertarea vindecă. There's an expression, time heals all wounds. E o expresie, timpul le vindecă pe toate. It's not true. Nu e adevărat. It's a lie. E o minciună. I've talked to people who have bitterness in their hearts that goes back 30 and 40 years. Am vorbit cu oameni care aveau amărăciune în viața lor 30-40 de ani. But it's only healing. Forgiveness that heals. Dar doar iertarea a fost cea care i-a făcut să fie vindecați. Next, forgiveness and trust are two very separate issues. Trebuie să facem o distinție între iertare și încredere. Forgiveness is given, but trust is earned. Iertarea este ceva care primești în dar. Încrederea trebuie să ți-o câștigi. Maybe there is a sin that you've done against me many times. Poate că e un păcat care l-ai făcut împotriva mea în mod repetat. And you finally come and say, "Brother Steve, forgive me for those." Și poate vii și îmi spui de fiecare dată iartă-mă sau îmi spui iartă-mă pentru ce ți-am făcut în mod repetat. And I can say, "I forgive you." Și pot spune, da, te iert. But it's going to take some time for me to trust you again. Dar va trece timp până când îmi vei câștiga încrederea din nou. And trust develops over time where there's a we call it track record. Yeah. Deci încrederea se dezvoltă în timp prin faptul că omul demonstrează în timp. Are o, cum să zic, un track record. Da. Un jurnal. I know, but it's we imported the word. Okay. We don't have a synonym. Poftim? Ok. E ca un fel de cazier, da. Da. Yeah. Ca un fel de jurnal al ce ai făcut, da? And as time goes on and I see your changed behavior, slowly I can regain trust in you. Cu cât observ în timp și văd cum te-ai comportat, încet, încet pot să îmi câștig din nou încrederea în tine. So forgiveness is given, trust is earned. Trebuie să înțelegem distinția asta. Iertarea este acordată, este primită, încrederea se câștigă. Forgiveness is takes place in one moment. Trust will take weeks, perhaps months to be re-earned again. Iertarea este o chestiune de moment, da? În sensul că atunci când ai spus că te iert, ai iertat. Încrederea este o chestiune care se întâmplă în timp, e un proces.
The next thing we need to understand is that forgiveness and reconciliation are two different things. Mai trebuie să facem o distinție între iertare și reconciliere. A couple came into my office and she had committed adultery with another man. A venit un cuplu la mine în birou și ea a comis adulter cu un alt bărbat. The husband had just discovered it. Soțul abia descoperise asta. And he was so broken and hurt. Era atât de frânt de ce s-a întâmplat, atât de rupt și rănit. And in the conversation, the wife says, "Please forgive me for what I've done against you." Și în conversația aceasta, soția a spus, "Te rog, iartă-mă pentru ce am făcut." And the husband says, "Yes, I forgive you." Și el a zis, "Da, te iert." Now I know that they didn't go out dancing that night. Și sunt sigur că în seara aceea nu au ieșit să danseze împreună. There wasn't a lot of excitement and fun. Nu cred că în seara aceea au avut deodată, cum să spun eu, o bucurie explozivă între ei. Because while the sin had been forgiven, there was a lot of work ahead of them to heal and to reconcile. În ciuda faptului că păcatul a fost iertat și ei s-au iertat, el a iertat-o, mai era încă mult de lucru pentru ca această rană făcută să se vindece. And to repair what is broken. Și să repari acea relație care fusese frântă. It only takes one person to forgive, but it takes two people to reconcile. Ca să ierți, e nevoie doar de tine, da? Cel care acordă iertarea. Ca să reconciliezi o relație, e nevoie de amândoi. So both parties have to be willing to reconcile for reconciliation to take place. E nevoie de ambele părți ca să restabilească și să vindece relația care fusese afectată, frântă. The last thing I want to say is that we forgive because it's part of love. Ultimul lucru pe care vreau să spun este că iertăm pentru că iertarea este o componentă a dragostei. The 13th chapter of Corinthians, which speaks of love. Corinteni, capitolul 13, vorbește despre dragoste. It says, love does not remember a wrong suffered. Spune, dragostea nu își aduce aminte de de lucrurile rele care i s-au făcut, da? de jigniri, să zicem. Okay. Should I read exactly? Or? If it's... Nu își aduce aminte de rău, nu reține răul. Love does not remember the sin. Yes. Yeah. Yeah. And so in the very nature of love there's forgiveness. Deci esența dragostei conține iertarea. And again that ought to be our identity. We're people of love. Și asta ar trebui să fie parte din ADN-ul nostru ca și creștini, suntem oameni ai dragostei. We're called to love one another. Suntem chemați să ne iubim unul pe altul. Our neighbor, pe vecinii noștri, even our enemy. Inclusiv pe dușmanii noștri. And God has called us to forgive even our enemy. Suntem chemați să iertăm chiar și pe dușmanii noștri. God designed every one of our lives, every one of our lives. Dumnezeu a proiectat pe fiecare dintre noi viețile noastre. He designed how your body responds to life experiences. A proiectat felul în care corpul tău reacționează la evenimentele, la experiențele din viața ta. And when you refuse to forgive and harbor bitterness and unforgiveness. Când refuzi să ierți și ascunzi în viața ta resentimente, amărăciune. Something terrible begins to happen inside your body. Ceva teribil, groaznic se întâmplă chiar în corpul tău. That has physical symptoms. Care are manifestări fizice. People get anxiety. Oamenii încep să aibă crize de anxietate. Depression. Depresie. Migraine headaches. Migrene. Ulcers in the stomach. Ulcer. Can't sleep. Insomnii. Has attitudes of anger and resentment. Au așa din senin atitudini de mânie și de resentimente. And our body system as God designs it begins to break down when we refuse to forgive. Structura noi ca oameni, trupul nostru intră într-o stare de dezechilibru, de descompunere în momentul în care noi nu iertăm.
So you were not designed by God to harbor unforgiveness. You were not designed to hold on to unforgiveness. Nu ești proiectat, nu ești gândit de Dumnezeu ca să ascunzi, să înmagazinezi în ființa ta neiertarea. Your heart, your soul can't handle it. Inima ta, sufletul nu pot să gestioneze așa ceva. And when we refuse to forgive, it eats away inside of us like a cancer. Și când refuzăm să iertăm, e ca un cancer care începe să ne roadă pe interior. And so the Apostle Paul says, don't repay evil for evil. Pavel spune, nu întoarceți rău pentru rău. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. Ci faceți bine tuturor. Ceea ce este bine în fața tuturor. And as far as it depends on you, și atâta cât depinde de tine, live at peace with people. Trăiți, atâta cât depinde de voi, trăiți în pace unii cu alții. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Nu vă lăsați biruiți de rău, ci biruiți răul prin bine. Many times in America, when a white person kills a black person, there's protests. De multe ori în Statele Unite, când un alb omoară un negru, apar proteste pe stradă. Many times these protests become violent. De multe ori ele degenerează în violență. But with the murders of the 11 people in the Bible study. Dar atunci când au fost uciși oamenii aceia de la grupul de studiu, there was no protests. Nu au fost proteste. The political agitators didn't come to that city. Micii agitatori sau mari agitatori politici n-au venit în oraș. And there was no violence. Nu au fost violențe. I think deep down in the souls of everybody in our country, everybody knew it was the right thing. Chiar dacă n-au recunoscut, cred că toți oamenii din țara noastră, când au văzut ce s-a întâmplat, au zis, asta e un lucru extraordinar, este un lucru mare. If you're a Christian, you have been forgiven more than you'll ever realize. Dacă ești creștin, ai fost iertat mai mult decât îți poți închipui vreodată. Because if you're honest before God, you sin more than 3 times a day. Dacă ești onest, păcătuiești de mai mult de 3 ori pe zi. I certainly do. Eu cel puțin da. And Jesus actually commands you to be a person of forgiveness. Și Domnul Iisus îți poruncește să acorzi iertare. And forgiveness comes out of a heart of obedience, of grace and gratitude. Iertarea țâșnește dintr-o inimă de care e ascultătoare, în care este har. It comes out of love. Și dragoste. And if you find yourself saying, well, I'm not ready to forgive that person. Și dacă te găsești în postura în care să spui, nu sunt încă gata să-l iert pe cutare. What you're really saying is, I don't want to forgive. Ce spui de fapt este, nu vreau să iert. Or if you find yourself saying, I don't really feel like forgiving yet. Poate spui, nu simt că aș putea să-l iert. Nu am chef să-l iert, nu? You're really saying, I don't want to forgive. Ce spui de fapt este, nu vreau să iert. Me who has been forgiven of this much, I'm not going to forgive of this much. Cei care au fost iertat atât, sunt incapabil să ierte atât. Every one of us in this room has been that first servant, more than we would care to admit. Fiecare dintre noi aici suntem acel prim slujitor care am fost iertați mai mult decât putem să ne imaginăm. C.S. Lewis said this. C.S. Lewis a spus. He says, everybody says forgiveness is a wonderful idea. Toată lumea spune că iertarea este o idee extraordinară, minunată. Until they have someone they need to forgive. Până când au pe cineva pe care trebuie să ierte. Who do you need to forgive? Pe cine ar trebui să ierți tu? There's a lot of unforgiveness in families. Să știți că e foarte multă neiertare în familii. In marriages. În căsnicii. So many marriages fall apart because of the bitterness of unforgiveness. Foarte multe căsnicii se destramă pentru că oamenii au în ei această amărăciune. There's so much alienation within families because of unforgiveness. E atâta înstrăinare în familii pentru că oamenii nu se iartă. There are so many broken relationships because of unforgiveness. Atâtea relații rupte, sfărmate pentru că nu iertăm. And it's only forgiveness that sets us free. Și doar iertarea ne eliberează. Of the past. Ne eliberează de trecut. And of the bitterness.
Și ne eliberează de amărăciunea care altfel se instalează în noi. As we forgive, we reflect the life of Christ. Și atunci când iertăm, noi reflectăm ceva din cum este Hristos. My prayer and my challenge for every one of you is that you would live in such a way that you would have a reputation of being that forgiving person. Provocarea și rugăciunea mea este ca să trăiești în așa fel încât să ai o reputație de persoană care manifestă iertarea, care iartă. And may God give all of us the grace so that we are no longer that first servant. Și Domnul să ne dea harul să nu mai fim în postura primului slujitor.